Hai că am trecut prin toată istoria asta, că mi sunt chelare prin pauza asta. Dați-mi un pic faza cu pământul plat pe care a lansat-o Remus pe TikTok, pe net. Avem? Gata. Păi cum e trei, ai auzit că pământul e plat? Da. Dacă prostia ar fi o cărămidă, tu ai fi marele zid chinezesc. Ai auzit de marele zid chinezesc? Să vede din spațiu, este? Nu, dar tu sigur te-ai vedea. Păi nu există spațiu, prietene, doar dacă te-ai urcat sus pe firmament. Firmament? Da, cum e între firmament? Suntem sub un dom de ăsta invizibil, nu putem pleca nicăieri de aici. Este apă și deasupra și dedesubt. Nimic nu știi să... Deci că ești... Pământul n-are cum să fie plat. Trebuie să fie rotund, că în centrul pământului trăiesc reptilienii, purăstanei... Eu zici tu de Agartha cum ar veni, dar n-are treabă cu asta, prietenaș. E Atlantis, de fapt, și acolo trăiesc Anunnaki. Vezi că ești... Păi vezi că ești cărămidă. Anunnaki nu sunt Atlantis, aia sunt extraterestri. Nu înțelegi că n-au cum să fie extraterestri, că trebuie să treacă de dom? Nu trece, nu intră nimic, nu iese nimic după planeta asta. S-au spălat și ție creierul ăștia cu Illuminati, cu media, cu alea, cu alea. Întreabă eu cu aia că aia au semnat contractul ăla rău. Lasă-mă, că nu vreau să vorbesc despre asta. Ce contract cu metri, ești nebun? Vezi că acum tu ești zid chinezesc? Au făcut contract să-și vândă sufletul, au semnat cu sânge, dar aia îi vezi pe la televizor și îl promovează pe ăla rău. Nimic nu știi. Acum e și religios, este ei? Religios nu, dar credință da. Că vine Antichristul acuși și noi trebuie să ne dăm cu Doamne, Doamne. Te-au otrăvit ăștia rău de tot, ți-au îmbălsămat creierul. Otravă e tot ce respirăm, tot ce mâncăm, tot ce gândim. Vreau șaorma? Fără ceapă cu mult usturoi. Hai că v-ați înțeles până la urmă. Te-ai înțeles am cu tine. Uita, da, am și uitat de asta. Ai dat-o la pace până la urmă. Mă, toate întrebările astea pe care le-am pus, îți dai seama, din mult mai multe informații, da? Legate de Pământul Plat, că se leagă mult cu Biblia și am spus-o în alte filmulețe, în care Dumnezeu spune în Geneză, Dumnezeu spune în Geneză, bă, la început a fost, am făcut tăria, da? După care am despărțit apele de ape, iar... am creat cerul, bolta cerească, să despartă apele de ape și să țină tăria uscată. Ei, și acum ăștia cu pământul plat au venit și au descusut absolut tot. Acum că avem aceste imagini, aceste imagini sunt generate de CGI, că au recunoscut cei de la NASA. N-au nicio poză din spațiu cu pământul. Și atunci, pe cine să crezi? Și am zis, bă, n-ai cum. Acum am înțeles că noi, pământul o fi el plat, avem un domn deasupra. Că e plat, că e rotund, nu mă interesează. Dar sigur, e mai mare. Deci eu cu planetele astea nu cred că se duce asta pe Marte. Nu. Planetele sunt mai îndrept, așa. Deci noi avem pământul plat aici, da? Bine, plat, vorba vine că noi avem munți, singurul pământ plat pe lumea asta e Ungaria. Că ăia n-au nici mare, nici munte, săraci. Da. Pământul, așa, și noi avem, de exemplu, Marte. Marte e mai acana aici, da, în dreapta, da. După zidul de gheață, da? Că noi am văzut Game of Thrones și știm că White Walkers, că avem zidul de gheață. Bun, după zidul de gheață avem așa, avem Marte, mai acana. Aici avem Atlantis, Atlantida, cum se numește, Pleiades și așa. Bă, ce mă interesează e pământul la Anunnaki, ai văzut cât pământ au ăia? Mult, bă, iau mult, bă, frate, bă, mult! Noi suntem atât așa, ai audit mai palma asta așa de pământ, îți dai seama? Eu vreau, dacă se poate, să mă duc la ei. Ideea este că dacă avem bolta asta cerească, da, care ne ține în loc, exact, cum trecem? Mie mi-a zis cineva pe TikTok că, domne, să face teleportare. Nu prea îmi place. Eu cred că avem, știi, că avem în Munții Bucegi. Adică știi că pleci prin teleportare, dar nu știi cum ajungi la destin. Da, de asta zic că a fost acel proiect al lui Einstein, Philadelphia, în care a reușit să teleporteze din greșeală o navă, da, din portul Norfolk în, da, portul cu L. 1943. A, așa.
și oamenii au fost amestecați atomii și s-au trezit în pereții navei și când au venit înapoi erau nebuni și așa mai departe și au dispărut. Așa? O fi. Există teleportarea, îți dai seama. Dar nu cred că 100%. Prin asta... Au teleportat particule sau atom. Deci da, ceva... da, da, da. Deci și plus ăla de la CERN. Ce da. S-a întâmplat cu ăla de la CERN? Că numai pe burtă au mers. Deci au făcut acel accelerator de particule, particula lui Dumnezeu, că vor ei să ajungă la geneză. Așa. Au dat drumul în 2023, acum. În 2023, în august. Au dat drumul și au dispărut, nu mai zis nimic după aia. 2019 au mai fost o fază. Păi au închis atunci. Da. Și a zis Einstein că în 2023 pe 24 august se va împlini cei 200 de ani când Pământul este la cea mai înaltă frecvență de energie. El avea deja 120 de ani, mai dura 80 de ani ca să prindă acea fluctuație de energie a Pământului. Și atunci ăștia au făcut ei ceva cu metri. Că dacă vrei, eu ți-i spun pe toți care sunt extraterestri și din politică. Dar, și de exemplu. Păi nu știu, zi-mi din politică pe cineva. Marcel Ciolacu, Claus Iohannis. Reptilian, tati. Reptilian. Da, Iohannis e extraterestru. Ciolacu încă mai are solzi, acum sunt creștere, știi? Deci Iohannis e Anunnaki sau ce? Nu, e extraterestru, cred că e de pe zona aia, de pe... Este, deci avem așa, avem Atlantis, avem Pleiades, avem Mermaids, ceva cu insula sirenelor, ceva, care el ceva așa. Diana Șoșoac. Șoșoacă? Reptilian, tati, n-ai văzut cum clipește din a treia pleapă? Hai, mă... Dar e talent femeia și le spune pe față că ei au un jurământ între ei și l-au încălcat. Și ea s-a enervat și dă dosare din casă. Ești nebun, de aia scoate și le spune pe față. Mircea Geoană. Mircea Geoană? Nu se mai încadrează nicăieri, sărac. Iluminati? Nu. La masonerie și cu Iluminati e altă zonă. Îi putem încadra pe... nu prea știu după nume. Este un băiat de ăsta de la un partid nou care are TikTok. De la USR? USR sau AUR, nu știu cum îl cheamă. George Simion? Cred că el e. Da, el e. George Simion. Ăla e de la Illuminati? Ăla e de la masonerii? Da. Da, păi nu, e că e nivel mai jos. N-are cum să ajungă la extraterestre și la așa. E la nivel mai jos și acum el se chinuie să-și ia gradele. El este la un level mai mic, cum spunea Micuț odată. Și încearcă să ajungă la un level mai mare. S-a agățat de piciorul lui Șoșoacă. Da, Șoșoacă având solzi, s-a înțepat. Puf, pac, ai înțeles? Și atunci el a rămas în urmă și o joacă, pac, înainte, frumos, că ea are și o de asta, să zic, imunitate în zona asta și luptă foarte înverșunat împotriva lor. Mie îmi place și o joacă. La Biden? Trump. Biden, săracul, el e o producție de-a lui Elon Musk cu AI-ul. Deci e varianta beta, cea mai proastă variantă pe care putea să o scoată Elon Musk. L-a făcut întâi pe Biden, l-a pus acolo și mai dă eroare 404. Aia e, ne descurcăm cu ce avem și noi. Îți dai seama că nu Trump? Întotdeauna are buget. Trump? Trump e pe partea asta cu custozii. El e cu nefilimii coborât odată cu îngerii căzuți și se trage direct și custode de ăsta care ia și ar vrea să facă, dar nu poate că... E cu ei. Da, e gravă situația, știi cum e? Auzi la Putin? Putin, săracu. E clonat, mă. Nu a zis, mă, nevastă să. Mă, l-așteptam pe Putin el la meu acasă și a venit altul. Și a zis, tu cine ești, cum e? Trebuie Putin să moară. Și a zis, nu ești Putin. Și a plecat în America și a cerut de aia, cum se numește, a dezertat Rusia, a fugit acolo și l-a lăsat protecție. Pe Putin. Așa, a cerut protecție, azil politic. A intrat în program de martori. Așa, exact. Mm-hmm. Și a intrat în programul lui martorii lui Jehova și ăsta a rămas aici să-și facă de cap omul. Da, nu știu, băi, nu intru în zona asta pentru că am fost cenzurat de foarte multe ori, mai ales în online. De câte ori am intrat și să vorbesc despre lucrurile astea. Absolut. Și atunci... Încerc să le transmit prin cât mai mult umor și niște... Auzi, mă, dar de ce sunt, mă, 4 rase? De ce suntem atâtea rase? Unii au ochii oblici, alții sunt închiși la culoare, alții în zona orientală. Nu e tot în legătură cu chestiile astea? Bă, nu. Că dacă avem aceiași strămoși, Adam și Eva... Și s-a întâmplat, mă, deși au stricat. Au stricat ochii, culoarea pielii. Păi nu, vezi tu, unii au fost făcuți la băutură, alții au fost făcuți la chefuri, alții au fost făcuți în niște, de alea, cum se numesc, că erau pe house.
erau pe trans, da. Trans se numea da. Muzica, așa, și îți dai seama că în momentul în care deteriorezi natura spermatozoidului, el pleacă în mai multe direcții. Și dacă, de exemplu, bei băutură ca lumea, ies și noi ăștia mai închiși bruneței la culoare. Dacă bei de aia ieftină, aia e, te duci probleme. Pe partea aia, da, te duci pe partea aia, pe cine nu suportăm? Pe vest, prima din vest, cum ieșim încolo, glumesc. Eu am voie să vorbesc despre orice și oricine, pentru că sunt și mai ciorinel așa și am fost marginalizat toată viața mea, așa că nu se supără nimeni. Ai fost marginalizat? Da, ai fenomene, da, da, și la școală am fost marginalizat. Ce? Eu eram bătut ai de... Ai prin bullying tu? Da. Da. Cât ai? 1,90 m? Am 1,90 m, până la 14 ani am fost mititel, slăbuț. Oricum îi băteam pe ăștia din clasă, dar profesorii nu puteam. Le-aș fi dat una să le sparg ochiul. Ce, te marginalizau profesorii? Da, mă. Ai avut bullying din partea profesorilor? Da. Că ce? Până să mă cunoască, prima oară, se uitau la mine și eram pus în spatele clasei, din cauza că eram mai înalt, cum ar veni, știi? E cel mai înalt. Dar, da, nu, trebuia să muncesc de 5 ori mai mult decât ceilalți colegi ca să demonstrez că știu să vorbesc, că sunt articulat, mă bătea mama acasă, să nu cumva să te duci la școală, să nu știi să citești, să creadă lumea că suntem țigani. Tu îți dai seama, bă, ce greșit era să fiu bătut de mama mea că-s țigan? Deci aveau situația profesorii. Da, da, la început, ideea este că la început, până să mă cunoască, de exemplu, trecerea între a 5, au fost educatoarea care m-a cunoscut, știa că sunt din familie bună și așa. Am intrat între a 5 cu profesor, pe fiecare profesor care venea, întâi mă lua... Alo, ce cu tine? Hau, miau, du-te în spate, da? Și se comporta urât. După care când vedeau că învăț și sunt bun la ceea ce fac, începeau să... Și să-mi cunoască și familia și că aveam o chestie. Mama, păi spăla mama la haine de behăia să fim apretați. Mergeam, mă apretat, parfumam, mă dădeam cu de-alea de-alu tata, cum se cheamă, aftershave. Să miros frumos. Și până demonstram profesorilor, eram un pic marginalizat. După care am crescut un pic mai mare... Am început să-i ameninț ca să marginalizeze. Da, nu, învățam la școală ca să pot să ridic capul, să am ceva. A fost un complex pentru mine, o multă perioadă de vreme, da. Care a fost cel mai mare complex al tău? Asta, că sunt... sunt te priveau ca pe... Țigan, că mă... Coetnic. Da, că sunt ciorinel, că mă priveau... Trebuia să demonstrez întotdeauna, deci nu mi-era ușor. Veneau alți copii... albișor la față, îmbrăca frumos un pic de firmă de alea, gata, era pus pe un piedestal. Eu trebuia să demonstrez ca să pot să fiu ascultat, ca să pot să fiu... Și după aia am crescut mare și m-am făcut cât casa și am început să le distrug rasa. Glumesc. Dar da, într-adevăr, m-am impus. Mi-am impus punctele de vedere și n-am mai lăsat să mă... Cred că de pe la vârsta de 17-18 ani am început să fiu tranșant cu ei. Simțeam că am un nivel de debate, că mă pot dezbate cu ei și atunci când ai ce să scoți pe gură, oricând te iei cu oricine. Poate că o făceam un pic pe arogantul și pe deșteptul, eram prost de bubuiam, dar ca idee eu mă țineam tare, știi cum e? Bă, prost, dar să fii și mândru. prost, dar să fii și mândru. Da. Asta, din păcate, se întâmplă în mod curent. Nu o să mai discutăm despre fauna de pe internet, pentru că vorba... E bogată, da. E diversificată. Vorba, e bine să ai și niște hateri acolo la locul lor, sau niște oameni care te urmăresc și pentru că le stârnești tot felul de reacții sau le umbli în creier cumva, le provoci conflicte între neuroni. Corect. În general, dacă nu te urmăresc hateri, înseamnă că nu e nimic de capul tău. Dacă nu stârnești reacții. Bun, e clar că nici nu trebuie să ai numai hateri și nici nu trebuie să ai numai de-aștia care... În general nu am chiar așa mulți, adică no. Într-o balanță... Bun simț. Tot da. Mergi până în 10%. Da, cam așa, cam pe acolo. Este ok, toată lumea are. Nimeni nu poate evita un astfel de fenomen și e și absurd să ai pretenția să te iubească. Uneori mai generez eu hater voluntar. Cea mai soară situație care ți s-a întâmplat pe net? Sau cea mai ciudat mesaj? Sau... Nu am avut ciudat... Nu am avut. Oamenii au înțeles. Inițial, când am apărut prima oară la iUmor, a fost o chestie de asta cu calarul bombardierul, după care a început să devină un pic deranjant, eu făcând în continuare același personaj, du-te și ca așa, și ca așa, și încercam ușor să ies din zona asta ca să pot să mă duc pe stand-up. Pentru că nu aveai credibilitate în stand-up, când oamenii te considerau, bă, ăsta e... Vai de capul lui, ce poate să facă ăsta, știi?
Și atunci a trebuit să devin mult mai variat în content, ca să pot să adun mase de oameni și nișe de fapt, de oameni și consumatori de stand-up. Și acum și eu și Ionuț Țigănescu aducem în un public... Partenerul tău din spectacolul da, care da. Țineți, da. Aducem în public oameni care nu au mai experimentat stand-up-ul și sunt oameni... Aducem public nou în această și, nișă. Și el este foarte bun. Da, da. Pe da. Zona lui, pe zona, fie, ceea ce și-a ales, autenticitatea, este da, bun. Autenticitatea. Asta... Dați un pic cu ambianța asta, că mi-a plăcut. Ia. Am o săptămână de când sunt răcit și o săptămână de când umblu numai beat. Că m-au mâncat să-i întreb pe ăștia de la țară ce să iau pentru răceală. Păi mi-au dat 100 de rețete toate cu rachiu, cu cuișoare. Doar ce pun în rachiu să schimbă. Toate coții rachiu. În ritmul ăsta fac cirozul până-mi treci răceala. Nu-i sănătos. Avem acum pe 13 decembrie, avem spectacolul de la Sala Luceafru, aici în București. Primul spectacol pe care îl facem în București, un pic mai mare, că filmăm și special. Da. Da, și o să fie în premieră în România, pentru că nu s-a mai făcut stilul ăsta. Specialuri mai sunt pe internet, dar nu în stilul în care îl facem noi. Nici stand-up-ul nu este ceva... standard care, pe care le-ai mai văzut. Adică te duci în foarte multe subiecte și în foarte multe stări și în foarte multe... Eu am chestia asta la stand-up, să am din toate păturile sociale câte o bucată. Și atunci mă duc, îi învârt, îi aduc. La fel și el este pe zona aia un pic mai vulgară, dar o vulgaritate de nu are, poți are să... farmecul lui, nu te poți supăra pe el. Bă, nu poți să nu râzi. Adică da, nu e că da. Bă, arunc un cuvânt vulgar și hai, nu, e descusut ăla, de ce e așa? Nu, e bine rău. E autentic. Da, da. Sunt personaje care sunt născute, sunt făcute pentru așa ceva. Voi faceți parte într-o categorie specială și tu, pe zona ta, diversificată și el, în mod cert. Voiam să te întreb, pentru că ai scos și cartea, care crezi că mai sunt viciile tale acum? Mai viciile mele? Viciunile, viciile. Mă, un viciu... Aș vrea să spun că țigările le urăsc, dar încerc să mă las ele pentru fetița mea, să nu se mai fumeze deloc în casă, oricum nu fumam, nici măcar în afară. Și atunci încerc să, într-un fel sau altul, este o plăcere vinovată. Eu zic că până la 45 de ani, din experiența proprie, poți să faci aproape ce vrei cu corpul tău. Dar de la 45 de ani, dacă mai fumezi, ai o problemă. Și asta acum e adevărat, depinde, da. E și o loterie. Nu. E și o loterie. Că unii pot trăi 90 de ani cu țigara în gură, dar cu țigara în gură, nu promovez. Chestia asta sub nicio formă. Eu tot ce am făcut rău, adică rău pentru mine, la viața mea, nu am promovat niciodată, nici măcar jocurile de noroc. Eu n-am chemat pe cineva vreodată cu mine să vină să joace. Am avut vicii. Ăsta a fost viciul meu. Jocurile de noroc au fost un viciu foarte puternic, mult mai puternic și decât țigările și decât orice. Cea mai mare sumă pe care ai pierdut-o? Într-o seară? Da. 50.000. De euro? Da. Da. Ai pierdut 50.000 de euro într-o seară? Da. Și știi, uite, și n-am fost atât de disperat în seara aia. Cât am strâns de tine sau luați de pe la... Bani, nu neapărat, bani făcuți de mine, tot cu bani împrumutați. 50.000. M-am dus într-o seară și este i-am executat. Este la Păcănele? Cazino mare, cu tot cu Păcănele și ruletă împreună, că trebuia să fac într-un fel să-i termin, că n-aveam cum să plec acasă cu ceva. Dar Păcănele mai greu. Așa, da, trebuia să joc la toate din cazino. Ideea este că am fost mult mai disperat la sume mai mici. Deci la un moment în care nu mai ai putere, simți că nu mai ai putere și mai ai 1.000 de euro sau, nu știu, 3.000 de lei și te duci și joci pe aia și știi că nu mai ai de unde să ieși și ai pierdut pe aia, acolo ți se topește creierul în cap. Acolo ajungi într-o disperare de aia. Întotdeauna mi-am pus problema, eu sunt un optimist până la cer și înapoi. Și asta m-a ajutat foarte mult, că altfel poate făceam vreo prostie. Și întotdeauna îmi puneam problema, ce sumă am pierdut, ca să pot să mă calmez, mă autocalmez. Cât am pierdut? Păi ai pierdut 3.000. Păi și pentru 3.000 fac prostia asta? Nu o fac. Alții au pierdut sute de mii. Era o chestie în creierul meu care mă lăsa să dorm noaptea. Că altfel nu puteam să dorm, știi?
Și atunci, în momentul în care am decis, mi-am dat seama, scrie în carte, în momentul în care mi-am dat seama unde e problema, am renunțat așa la jocuri și mi-am început noua viață. O viață care nu credeam că există. Oamenii care joacă nu știu că există o altă viață. Ei știu doar disperare, minciună, amăgire și așa mai departe. Ei trăiesc în realitatea lor. Pentru că și tu trăiești în realitatea ta, da, eu trăiesc în realitatea mea. Poate tu ai mediul din care vii, ai o altă realitate formată și despre bani, și despre valori morale, și despre... Și nu ai cum să ai aceeași realitate ca un orfan, sau ca un copil abuzat, un om care a fost abuzat la viața lui, sau unul care stă numai printre șerpi, care a făcut pârnaie nu știu câți ani de zile și se uită numai stânga-dreapta să nu mă ardă ăsta, dacă stă cu tine la vorbă, sau uite un pic ce are acolo, aruncă în mine cu ceva. Tu nu ai chestia asta, pentru că vii din alt mediu și atunci și eu vin din alt mediu și mi-am creat realitatea mea și eu sunt foarte fericit în realitatea mea. Apropo de noua ta viață, profit de prezența ta pentru un minut la final, îi rog pe colegi să ne mai lasă un pic. Cum e să fii totuși tată și soț la distanță? Bă, e greu, este foarte greu, îmi doresc să stau acolo non-stop, să-mi văd fata non-stop, dar caut soluții. Sunt cu un picior în România, cu un picior în Anglia. Încerc să nu fie perioadele maxim 2 săptămâni între. Și e foarte mult, dar din ianuarie mi-aduc fetele acasă și o să fim atât. Nu durează mai mult. Aici? Da, din ianuarie la final, când terminăm cu imunizarea fetei și vin toate actele și așa, vine înapoi, vine apoi acasă la mine aici. Acasă la noi, la mine. Acasă la noi. Și o să mai mergem în vizită din când în când acolo. Ea poate să lucreze de oriunde din lume, așa că perioada asta este mai grea, dar plec pe 23 acum la Londra și stau cu ele până în ianuarie. Îmi place chestia asta că poți lucra de oriunde din lume. Da. Că online-ul, de exemplu, oferă acest avantaj. Exact. Oferă acest avantaj care este enorm. Și nu înțeleg pe ăștia care nu se adaptează, adică înțeleg, este dar care condamnă aceste realități ale lumii noi. Sorry. Este o barieră mentală, programată de când ești mic, nu e vina lor. Mulțumesc din suflet pentru prezență, Remus, pentru invitație. Iosub, Ramore. Pentru cei care te cunosc așa de pe net, îți doresc succes în toate, în parteneriatele tale, în deciziile de viață, în alegeri, să fii sănătos și alături de familie și de cea mică. Ne revedem, doamnelor și domnilor, mâine seară de la ora 21. Avem tot un podcast, unul dintre milionarii României, personaj interesant, care va veni aici alături de noi. Mulțumesc un uniformen pentru vestimentație. Rămâneți cu Metropola TV. Toate cele bune! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.